De cealaltă parte, putem spune că Steaua are cel mai incomod adversar pe care îl putea întâlni în această primă etapă a sezonului centenar al Ligii I, al 70-lea campionat pe care roșalbaștri îl încep, echipa cu cele mai multe prezențe în prima ligă din România. Să vedem cum se va descurca Nicolae Dică. La debut, Nicolae Dică și Claudiu Niculescu au fost în studiourile Digi Sport în această săptămână. A ieșit un dialog extrem de interesant la Fotbal Club. În continuare pe Gabi Enache aici în flancul drept, pentru că au fost foarte evidente carențele lui pe faza defensivă. Ce eroare face Ovidiu Popescu, lovitură de cap puțin pe lângă poarta lui Gabi Deac. Iată că prima acțiune periculoasă le aparține ilfovenilor. Ovidiu Popescu și-a lăsat adversarul, l-a lăsat pe Olteanu acolo să-i fure mingea. Încearcă roșalbaștii să plece pe contraatac. Ovidiu Popescu îl pierde pe Laurențiu Marinescu și vedem și primul șut pe spațiul porții. Prinde Niță, fără probleme. Mai clară în exprimare FC Voluntari. Iată-l pe Marinescu aici, puțin înghesuit, nu a avut cum să penduleze, mai mult a împins mingea. Radă ușoară pentru Niță. N-a fost foarte inspirat. Budescu, direct pe poartă, da? Prima ocazie la roșalbaștrilor. Lazar reușește să câștige aici. Fault. Nu cred că l-a tras Lazar. Enache, încă o dată intervenția lui Dragoș Balauru, foarte, foarte bună. Era gol, ha, era pe poartă. Ce bine a bătut Budescu. Între timp este lovitură liberă pentru FCSB, aici să vedem. Am multe erori atunci când a venit vorba de pasă. Iată-l pe Denis Man, a sărit, Pintili combină cu Ovidiu Popescu. Budescu acum întârzie puțin, îi trimite lui Gabi Enache, centrarea lui Gabi Enache. Florin Tănase cu capul, mingea este prinsă în doi timp de Dragoș Balauru. Frumos! Frumoasă acțiune, parcă a mai progresat Enache. Centrări foarte bune, se lasă jocul să continue aici. Pintili pe jos. Maftei a reclamat un foul. Găman a lăsat jocul să continue. A ieșit o fază periculoasă pentru poarta lui Dragoș Balauru. Revedem faza cu mingea pierdută de Vasile Maftei. Însă Pintili nu a găsit cadrul porții. Ionuț Balaur a greșit acolo. O poziție foarte bună, un cadou pentru Constantin Budescu. De această dată în poziție centrală, undeva la 25 de metri de poartă. Șansă foarte bună pentru echipa lui Nicolae Dică să deschidă scorul. A avut ocazia să-și regleze tirul Budescu prin cornerele și loviturile libere de care a beneficiat FCSB până acum. Să vedem, bate Budescu, scoate Balauru, Tănase! Încă o dată Dragoș Balauru, Tănase și a dat penalti. A dat penalti la această fază George Găman. Mi s-a părut că Dragoș Balauru a ajuns la minge până la urmă. Să vedem reluarea, pentru că între Balauru și minge era Florin Tănase. Iată momentul. Nu-mi dau seama de aici. Da, mai greu de spus. Înclin să cred că mai întâi îl lovește pe Tănase și abia apoi lovește mingea. Aici e important ce se întâmplă. E foul. Ah, da, nu a ajuns la minge, da. Nu a ajuns la minge Dragoș Balauru. Tănase s-a pus foarte bine de tackling al lui Dragoș Balauru și acum de la 11 metri Budescu, gol!
1-0, minutul 34. Budescu marchează la primul meci oficial în tricoul roșialbaștrilor. O execuție sigură. Degeaba protestează Dragoș Balauru din ce s-a văzut pe reluare. A fost fault pentru că el nu a ajuns să dea în acea minge. Execuție sigură a numărului 11. Iată că Budescu ne-a obișnuit cu numărul 10. Este numărul 11 totuși la FCSB. Deocamdată 10-le e al lui Florin Tănase. Foarte sigur pe el, Constantin Budescu. A fost printre cei mai buni marcatori ai Astrei, atâta vreme cât a jucat. Și ce reacție! Acolo. Da, ce reacție, ce bucurie! Nu l-am văzut bucurându-se așa în tricoul Astrei. Pentru că în fața cui ar fi putut să se bucure? A și da. Spus-o, în sfârșit am în fața cui să joc. El a făcut un apel către suporterii roșialbaștrilor să vină la stadion, să facă o atmosferă frumoasă. Că lasă impresia unui fotbalist nonșalant și a unuia care, căruia nu-i pasă prea tare de cei din jur. Dar s-ar putea ca în sfârșit lui Budescu să-i pese și să-i pese de fotbal cu adevărat odată cu acest transfer. Probleme în acea zonă. Amaftei l-a faultat pe Nioere, un pui de conflict între cei doi. Francezul foarte supărat s-a ridicat imediat și a venit către Maftei, care n-a bătut deloc în retragere. O discuție a lui Vasile Maftei cu George Găman. Să vedem dacă ambii vor primi cartonaș galben. Cred că asta se va întâmpla, da? 6 galbene în 36 de minute, 3-3 la cartonașe. Sigur că e important momentul debutului. Spuneam, Dică își dorește cu orice preț să debuteze cu victorie, în vreme ce Claudiu Niculescu n-are cum să vrea altceva decât să iasă neînvins din această partidă împotriva roșialbaștrilor. Da, Maftei s-a dus provocator acolo, știa că îl poate scoate din fire pe Bizon. Tănase îl evită pe Maftei. Lazar, Maftei. Să vedem această minge pentru Bălan. Își face mingea excelent, are mingea pe dreptul, întârzie Bălan cu o centrare pe Baradoa. Voleul lui Vlad Olteanu, modest însă. A dat cu latul, da. Să acopere bine mingea. Eu sincer mă așteptam să îl văd pe Adrian Bălan că trage de acolo, da, din acea poziție. Mingea și-o potrivise bine, puțin sărită. Și e final de prima repriză. Steaua Voluntari 1-0, gol marcat de Budescu în minutul 34 din penalti. O scurtă repriză de Digi Sport Special, ne va așteaptă Vali Moraru și apoi ne întoarcem cu repriza a doua a meciului de pe Arena Națională. Echipa lui Nicolae Dică, Ovidiu Popescu a încercat pentru Denis Man. Ce eroare, Denis Man în careu, Denis Man! Uluitoare ratare! Putea fi 2-0, putea fi mai multă liniște în tabăra echipei lui Dică. Axinte cu o preluare ratată. Trebuie să dai gol din astfel de faze. I-a rămas mingea perfect lui Denis Man. Ovidiu Popescu. Da, Ovidiu Popescu până la urmă. Jucătorul înlocuit. Rui de Viere a dus mingea doar la Laurențiu Marinescu. Petre Ivanoviș pleacă în dreapta. Marinescu, o pasă excelentă. Marinescu, gol! Este 1-1. Voluntariul reușește să egaleze. Adrian Bălan perforează poarta lui Niță. Ce acțiune frumoasă! Dar pe cine este supărat Adrian Bălan? Nu înțeleg. O răbufnire. În loc să se bucure, a avut ceva de reproșat spre banca de rezerve. În fine, un gol foarte frumos marcat de acest atacant care poate merită mai multă atenție. Iată cât de bine pleacă din fața lui Larie. Îl pierde fundașul central al Stelei. O pasă norocoasă pentru că mingea a fost deviată de Mihai Pintili. Un șut superb al lui Adrian Bălan și este 1-1.
Iar jocul FCSB-ului în repriza a doua nu a arătat deloc bine până acum. Budescu, un șut centrare, preluarea lui Denis Mann, bară! Alibek reușește să intre în posesia mingii, îl are în spate pe Enache, se încăpățânează să continue de unul singur. Alibek o pasă pentru Denis Mann, Alibek în continuare. Îi lasă lui Budescu, dar s-au încurcat puțin cei doi. Ce meci așteaptă în continuare. A foarte bun meciul până acum. Ce ocazie pentru Denis Mann. Ce ocazie a avut și Florin Tănase mai devreme. Vede și cartonașul galben. Nu avea rost să intre astfel. Tănase era cu spatele la poartă, oricum nu avea nicio șansă să ajungă la acea minge. Și este chemat George Găman la marginea terenului de arbitrul de rezervă, George Rădulescu. Dar nu e vreo problemă cu vreuna dintre băncile de rezerve. N-avea cartonașele George Găman. Da. Da, nu a avut cartonașele la el. Interesantă fază. N-am mai văzut. Da. O astfel de fază. Revedem intervenția lui Mihai Popescu. Și încă o șansă pentru Budescu din lovitură liberă. După o lovitură liberă bătută de Budescu a ieșit acel penalti pe care tot el l-a transformat. Minutul e 66, scorul e 1-1 după ce a egalat Adrian Bălan în urmă cu 12 minute. L-a dat pe sub mână așa, cumva. Nevoie să paseze în spate, iată voluntarul cu toată echipa undeva în 30 de metri. Au venit și cei doi atacanți, Bălan și Tudorie. Mihai Pintili încearcă Enache să-și facă loc. Budescu lăsat să se întoarcă. Aici combină cu Denis Alibek, care trage fantastic. Respinge Dragoș Balauru. Norocos Balauru că mingea a venit pe direcția lui. Prima fază reușită a lui Denis Alibek. A avut parte de o surpriză în startul acestei întâlniri. Despre ce este vorba, vedeți pe site-ul nostru pe digisport.ro și tot acolo aflați de ce și pe cine s-a supărat Gică Hagi. E vorba de un patron din Liga 1. Revedem șutul lui Denis Alibek. A fost o intrare prin alunecare cu talpa lui Ionuț Larie, sancționată de George Găman. Foarte concentrat. Enache a bătut cam ca David Luiz, așa. Da, dar a trecut departe. A văzut Dragoș Balauru traiectoria și a lăsat mingea să treacă. Cu latul a încercat să obțină acea traiectorie care face ca mingea să coboare brusc spre poartă, dar unul e David Luiz. E greu să ai un lat atât de solid. O repriză a doua total diferită față de ce am văzut în prima parte. William de Amorim cu o centrare, Teixeira în spate, Denis Mann! Gol! Denis Mann reușește la a treia încercare să-l învingă pe Dragoș Balauru. Minutul 92, foarte probabil Steaua câștigă această partidă. Centrarea lui William de Amorim, recentrarea lui Filipe Teixeira, iar Denis Mann reușește cumva să-l lobeze pe Dragoș Balauru. Cât de important poate fi acest gol pentru Denis Mann după ce ratase la 1-0. Putea avea pe conștiință un eventual semi-eșec al FCSB-ului. În acel meleu al bucuriei, Denis Mann s-a accidentat, incredibil. E nevoie de intervenție echipei medicale. A, probabil crampe musculare. Crampe musculare, o descătușare mare de energie după acest gol. Nu
nu cred că e nimic grav. Revedem ce bine întoarce Teixeira. Aici se vede fotbalistul din Filipe Teixeira. Întoarce perfect balonul, iar Denis Man, care amortizează cu capul. Iată, perfectă această lovitură de cap și bucuria lui Nicolae Dică. Da, până la urmă vedem această fază, s-a dat hands la Filipe Teixeira. Mai este doar un minut. Craiova a câștigat, Dinamo a câștigat, o face și echipa lui Nicolae Dică. Să vedem ce va fi mâine în meciurile viitorului pe teren propriu cu Gazmetan Mediaș și CFR-ului în deplasare cu FC Botoșani. Ali Bek și Denis Man, marcatorii golurilor roșialbaștilor. Man a înscris în minutul 92 golul victoriei. Ionuț Angheluță și Dan Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele DigiSport. Vă așteaptă Vali Moraru la DigiSport Special. O seară frumoasă, la revedere! Thank you.